Bună dimineața, mama! Bună dimineața! Cine e cea mai tare? Da, îmi plac semnul cum arată. Bună dimineața și ție, tată. Ce faci? Bună dimineața și acum! Ce faci acolo? Mănânci? Te uiți la desene? Bravo! Iam. Bă, trebuie să duc gunoiul. Asta e. Dar dacă vă întrebați cum se vede în apartamentul nostru de afară, prin geamul ăla imens, uitați că cam așa se vede. Victoria care face semne disperate pe acolo, pe undeva. Disperate, mă rog, nu sunt disperate. Se vede Enzo acolo, bine, un pic aburit geamul, dar în rest s-ar vedea perfect până la perete în partea aia. Mâncăm noi sandvișuri și mănâncă și băiatul pâine. Avem noi ceai. Arată bine. Bea și băiatul la apă. Am pierdut o șosetă albastră. Am găsit șoseta albastră. Da. Am două acum. Ceva foarte frumos să schimbi copilul dimineața. Uh-huh. Mie îmi place foarte mult. Și arată de la oameni că nu ai mâncat tot laptele astăzi. De ce nu? Băi, unde fugi, mă? Mi-o faci. Oh. Aruncăm pe împărsul. Unde-a dat timp? Ce faci acolo? Iar are o problemă cu șervețele. Îi place să scoată șervețele din pachet. Dacă nu ești atent, scoate toate șervețele din pachet. Dar noi suntem atenți. Ține-mi rândi, pentru că am făcut bucurie asta odată. Lasă laptele acum. Trebuie să mănânc deja la 9. Gata. Hai. Ai ajuns la grădiniță, gata, nu mai țipa. Uite acolo grădiniță, hai. Hai afară. Ok, hai să vă spun unde mergem. Mergem în Bergamo Zoom, pentru că acolo am programare pentru cursul de stivuitor, Healthstroke. Eu am avut, numai că mi-a expirat licența aia pentru stivuitor. Și ăștia de la fabrică, deși nu muncesc de mult timp, m-au întrebat dacă vreau să fac asta pentru stivuitor. În caz de au nevoie, se poate apela și la mine. Și nu dau seama că decât să plătesc eu să-mi reînnoiesc chestia aia, sunt câteva sute, prefer să merg pe banii lor să-mi reînnoiesc chestia asta și sunt și plătit zilele astea două. Deci, da, e win-win și pentru mine și pentru ei, vă dați seama. Acolo e locul în care am făcut chestia asta. Nu am putut filma înăuntru. Unde este Healthstroke-ul ăla pe acoperiș, ăla e locul în care o să dăm mâine examen. Da, am făcut manevre cu diferite stivuitoare, mai multe stivuitoare, mai multe manevre. Mâine e examenul final. Nu ar trebui să fie prea greu. Vedem. Hai, mergem să luăm pe Enzo de la grădiniță, pentru că Victoria o să termine un pic mai târziu munca și mergem acasă. Bă, hai că am pus un pic pe avarii. Că vreau să vă arăt o chestie. Deci toată lumea se plânge că în România se fac accidente din cauza infrastructurii, că nu avem autostrăzi. Uite, aici în Olanda, deși sunt cunoscuți așa că au autostrăzi multe și străzi bune, și aici sunt drumuri ca astea, care leagă localitățile între ele și sunt chiar multe. Și sunt locuri ca ăsta, străzi ca astea, care sunt și asfaltul mai nasol. După cum vedeți pe margine, îs dali de astea. Bine, aici e bine, m-am oprit eu, dar în partea asta sunt de obicei șanțuri, sunt și pe acolo, care dacă nu ești atent, îți strici mașina. Și pe lângă că e îngustă strada, nu știu dacă are mult 2 metri jumate, mai sunt și delimitatoare de astea care te constrâng cumva să nu mergi ca nebunul. Da, pentru că am văzut în România, de la începutul anului până acum, 3000 de accidente, dintre care 1000 de morți.
E prea mult, e prea mult. Nu ai nevoie de autostrăzi să ajungi întreg acasă. Ai nevoie de calm, să mergi cu calm. Nu te grăbești. Dacă vrei să ajungi la timp, pleci mai devreme. Da, hai că m-am oprit iar să vă arăt cam cât e nivelul uneori la chestii, la darele astea, că când treci o mașină trebuie să-l lași să treacă, știi, și trebuie să treci pe partea asta. Cam asta e, sunt cam 5 cm, după cum vedeți. Sunt locuri foarte, în care poți să strici cauciucul. Uite, de exemplu, aici se vede cauciuc. Este negru ăsta aici, negru ăsta aici arată e cauciuc stricat de la mașină. Hai că am ajuns aici la noi, e în față, pe lângă casa noastră. Am zis că mă duc să-mi iau energizant de acolo, de la magazin, dar mi-a scris Victoria și a zis că termină și ea imediat. Deci o să o aștept încă vreo 50 minute pe ea, după aia mă duc să-l iau pe Enzo. Uite și Victoria acolo în depărtare, veni cu bicicleta. I see so many big smiles today, bună! Bună! Deci să luăm energizantul de acolo. Ela. Da, o coborât Victoria să-l ia pe Enzo. Ta 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 ta. Ia uite-l ce bucuros e. Ia uite-l ce bucuros e. N-am mai coborât și eu. Dar se simte foarte bine aici la cu bulgăroaica asta. Are grijă de el, suntem geloși uneori că petrece mai mult timp aici la grădiniță decât cu noi. Că practic când luăm acasă acum, mai stăm și noi 2-3 ore cu el, după aia trebuie să băgat la somn. Nu avem de ales deocamdată. Nu avem de ales, ne pare și nouă rău că nu petrecem mai mult timp cu el. O să crească mare și o să crească mare gândindu-se la grădinițe, că să se petrece mai mult timp aici și na. Enzo. Păcat. Hei, tati. Ce faci, tati? Hei, vagabontule, nu vorbești cu mine? Tati. Nu vorbești cu mine? O învăța să arate cu degetul. O învăța să arate cu degetul. Arată peste tot cu degetul. Așa. Hei. Tati, uia-l cu el. Da, măi. Puța, măi. Ai cucu? Enzo, ai cucu? What is this sound? Mama, din ce îmi face așa? Luăm foc. Arată... O detecta fum undeva în locul meu. It smoke. Yeah. In the parking is not. Bine ați venit acasă. Locul în care este mizerie mereu. Ce-ai găsit acolo, tati? Ce-ai găsit acolo? Ce e ăla? A? Ăla se pune la fund, tati, nu în gură. E? Uite, laptele ăsta au rămas aici de dimineață, aruncat pe jos. S-a făcut smântână, ia uite aici. Nu-l bei, tati, cum să-l bei? Nu-l bei. Ăsta e vechi, e lapte vechi. Te-ai aruncat. Trebuie să facem curățenii pe aici. Mamă, cred. Nu, tati, stai așa. Tati, nu faci scandal. Ăla nu-i lapte bun de mâncat, tati. Ăla nu-i lapte bun de mâncat. Enzo, faci flotări acum, gata? Ești la Animal X? Hei, Enzo. Hei, scandal. Mamă, ți-am arunit un copilul ăsta. Tati, ce faci acolo? Vezi că strici robotul, tati. Tati, ce faci acolo? Hai să citesc ceva. Vrei să citesc ceva? Tati, hai să citesc ceva. Hai să luăm de aici o carte la întâmplare și să citesc ceva. Ce avem aici? Puc, puc. Toc, toc, tam. Oh, da. Ei, zabaui gestem i divieni poloneză e foarte grea, tati.
Poloneza e foarte grea. Știi tu să citești poloneză? Ia să vedem. Hop, hop. Dar tu știi să faci, tati, tu distrugi sau... trebuie să creezi, tati. Mulțumesc, Alex. Trebuie pasuiam. Hai, să vedem. Trebuie piesca. Dobra? Este. Hai că-ți explică mama în poloneză. Că văd că în română nu înțelegi. Mame, trzy kawałki. Tak, bravo! Da, știe, Enzo. Vidiși? Uite, ești un câine, tati, vezi? Bravo. Vezi? Vezi? Uite, asta este Enzo. Asta e... Da. E bebe. E bebe mic. Bebe cu pisica. Bebe cu pisica. Ia uite, mama vorbește în limba română, vezi? Unde mergi, tati? Vrei afară pe balcon acum? Da. Vrei afară pe balcon, tati? Fără pantalon. Ia uite-l. Hai, trebuie să fiu atent că dă, să spa, dă în masa asta și are sticlă și nu vreau să spargă. Nu vreau să spargă pentru că dacă o spargi se lovește, se rănește. Ia uite, așa lovește și masa și nu mi-e frică să-l las așa singur pe lângă masa asta. Inițial masa asta de aici era înăuntru, din două segmente. Be careful, it's coming. Deci era înăuntru, numai că el începuse deja să trăiască pe jos. Și din cauza asta am decis să aducem masa pe balcon. Nu iertă. Hai că vara, be careful, he is coming to the table. Vara asta a fost... Da. Acum o lovi masa. A fost balcon și ne-am folosit de masă, dar la iarnă o să luați să rămână aici balcon. Nu o să ne folosim de ea. Asta e. Bă, cam asta e cu vlogul pe ziua de astăzi. Mă duc și o să fac un duș. Și stăm și noi ne relaxăm ca familie. Vă pupăm, aveți grijă de voi. Abonați-vă, comentați. O să vină vloguri din Polonia curând. La revedere! Naraje! Naraje!